Bună dimineața și pacea Domnului! E puțină speranță când ne uităm la ghiocei, da? Vineri dimineața când ne-am uitat pe geam, nu mai știam unde suntem. Ne-am văzut toată ninsoarea. Ne-am bucurat, dar cum? Copiii săraci n-au văzut zăpadă, s-au dus afară, s-au bătut, s-au dat, au venit înăuntru, s-au îmbrăcat și au mers la școală. Dar e frumos, e frumos să vedem că vine primăvara și poate că aceeași dorință o avem fiecare în sufletele noastre, o primăvară spirituală, o reînnoire. Tare ciudat și de uneori mă întreb, adică din punct de vedere spiritual, nu din alte puncte de vedere și poate chiar și din alte puncte de vedere, emoțional și oricum altfel, oare cum reușesc oamenii să treacă prin viață fără a avea o zi de sabat? Fără a avea această oportunitate să vii la un loc, într-un loc, unde primești încurajare, unde poți să te descarci înaintea unei ființe capabile de dragoste, acceptare și ajutor. Vorbesc despre Dumnezeu. Un loc unde poți să fii împreună cu frați și surori. Ce frumos! Adică noi spunem așa din obicei, fratele, sora. Eu n-am frați și surori, sunt singur la părinți. Și am prieteni care îi consider ca un frate. Da? Simt nevoia să-l numesc, e ca un frate. Pentru că simți apropierea aia. Și sper că fiecare dintre noi simțim această apropiere. Când venim aici, la biserică, sunt cu frații și surorile mele. Pot să fiu eu însumi, eu pot să... Biserica trebuie să fie locul unde cu adevărat simțim, ne simțim în siguranță. Și iată că de fiecare dată când ne întâlnim în sabat dimineața, începem cu un cuvânt de încurajare și cu rugăciune. Cât de frumos este, în mod colectiv, să venim ca un grup și să spunem, încă mai credem că Dumnezeu există, încă mai credem că Dumnezeu e atotputernic și venim înaintea Lui cu acele lucruri care ne pisează, ne deranjează, unele mai mici, altele destul de mari. Venim cu ele înaintea Lui. Așa cum ne este obiceiul, îmi place să iau un pasaj din lecțiune și să-l discutăm puțin. Știu că o să se discute și în timpul discuțiilor lecțiunii. Și este probabil pasajul cel mai clar la care m-aș fi oprit, Efeseni capitolul 6. Efeseni capitolul 6. Și o să vorbim despre armătura lui Dumnezeu. Da? Citim puțin, citim pasajul, vorbim, o să menționez câteva lucruri și pe urmă ne rugăm împreună. Deci vă invit să deschidem la Efeseni capitolul 6, de la versetul 11. Hai să citim de la 10, de fapt. Îmi place cum Apostolul Pavel aici începe. Și vreau să vă spun sincer, datorită călătoriei pe care o facem prin faptele apostolilor, citesc cărțile lui Pavel puțin mai diferit. Pentru că acum eu știu, mi-e proaspăt în minte, când a fost la Efes, ce a făcut la Efes, ce s-a întâmplat la Efes, cu ce s-a confruntat la Efes. Și de aceea înțeleg de ce a scris ce a scris efesenilor. Și în versetul 10 începe prin a spune, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Efesenii aveau nevoie de acest cuvânt de încurajare. Întăriți-vă unii pe alții, dar nu cu sfaturile voastre. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Cum să ne întărim în Domnul? Și încep și continuăm de la versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Deci asta a fost o ilustrație foarte clară pentru timpul de atunci. Astăzi, gladiatorii, când au, știu eu, ce fel de programe mai poartă armătură, da? Și e tot felul de altă armătură astăzi, antiglonți și alte... Dar aici el vorbește în terminologia înțeleasă a timpului respectiv. Și versetul 11, eu m-aș opri aici, dar trebuie să continuăm.
îmbrăcați-vă cu... Ăsta e secretul, stimații mei. Știm legenda lui Achille, unde a intrat săgeata, pentru că era expusă glezna și așa a fost biruit. Toată armătura. Dacă nu avem toată armătura, nu contează cât de încrezători suntem într-unul sau alte aspecte ale vieții de credință, dacă suntem descoperiți la spate, cel rău inamicul cunoaște cele mai vulnerabile puncte ale noastre. Vorbim despre marea luptă, da? Asta este subiectul lecțiunii pentru trimestrul ăsta. În această imagine a marii lupte, trebuie să ne imaginăm un Dumnezeu atotputernic care ne întărește, ne dă armura și așa mai departe, dar în același timp nu putem neglija prezența inamicului. Și nu putem să ignorăm iscusința și intenția absolută a inamicului să ne distrugă. Mergem prin viață crezând că suntem ai noștri, dar este cineva care ne studiază în amănunt, care știe exact care este punctul vulnerabil, care știe exact unde să atace. Și dacă nu suntem acoperiți cu toată armura, vreau să vă spun ceva din punct de vedere psihologic și spiritual, de asemenea, aplicăm în aspectul spiritual. Știți legea overcompensation, cum spunem, overcompensation, deci când exagerăm un anumit aspect pentru a acoperi lipsa în alte aspecte. Da? Și uneori, din punct de vedere spiritual, sunt lucruri la care suntem foarte buni și ne concentrăm atât de mult și pentru că vrem să acoperim sau să facem un fel de echilibru cumva acolo unde avem lipsuri, acolo unde suntem biruiți. Din punct de vedere spiritual, stimații mei, această lege nu funcționează. Nu contează, hai să vorbim acum în niște termeni, știu eu, foarte clari și la fotbal. Nu contează cât de bun e atacul. Poți să ai 5 atacanți, dar dacă apărarea e vai de ei, poți să pierzi. Dacă dai 5, 6, 7 goluri și primezi 10, 12, ai pierdut meciul. Și antrenorul la sfârșit când dă interviu, nu o să spună, a, ia uite ce, am avut niște atacanți extraordinari, ați văzut ce goluri frumoase, ai pierdut meciul. Toată armătura. A cui e armătura? Asta e un alt lucru care trebuie să-l înțelegem. A lui Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, astea nu sunt talente ale noastre care le, știu eu, le descoperim, le întărim. Nu este o armătură pe care noi ne-o facem. Și asta e extraordinar de interesant. Vă aduceți aminte de experiența lui David, da? Deci David vine să lupte cu Goliat. Și împăratul vrea să-i dea armătura lui. Că e a regelui, e a împăratului, e cea mai tare, e cea mai bună. Dar nu era mărimea lui David. Era prea mare, prea greoaie, nu mergea. Armătura lui Dumnezeu. E one size fits all. Deci este exact așa cum trebuie. Mai zic câte un cuvânt în engleză să mai înțeleagă și ai mei ce zic. Exact așa cum trebuie pentru fiecare dintre noi. ADN-ul uman. Dar ce Dumnezeu este creatorul. Exact așa. Și când luăm armătura lui Dumnezeu, Dumnezeu este perfecțiune. Dumnezeu este absolut. Dumnezeu nu poate fi biruit. Frate, dar am o viață grea, sunt multe lucruri care se întâmplă, ispite, sunt probleme, sunt...
armătura lui Dumnezeu răspunde și face față oricărei situații. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Vă spuneam puțin mai devreme, diavolul nu e cineva care, hai să vedem, îi mai dau o palmă. Știți ce înseamnă să uneltești? Înseamnă să plănuiești. Când deschid ochii dimineața, trebuie să fiu conștient de două lucruri și să nu mă las birui de primul. Primul, sau mă rog, în ce ordine ne gândim, poate primul ar trebui să fie acela gândul la Dumnezeu. Hai să zicem asta. Doamne, îți mulțumesc, sunt în viață și îmi încredințez viața în mâna Ta. Nu știu ce mă așteaptă, știu că singur o să fiu terminat de la prima lovitură. Și al doilea lucru de care trebuie să fim conștienți este că cineva deja are un plan să-mi facă viața mizerabilă. Cineva deja a uneltit un plan. Care e diferența între Dumnezeu și diavolul când este vorba despre profeții? M-a întrebat cineva odată. Și am zis, uite, diavolul el face o profeție că o să-ți rup piciorul azi. Și după aia întreaga zi încearcă să-ți rupă piciorul. Și când a reușit, zice, păi vezi, ți-am zis, eu cunosc. Pe când Dumnezeu, care cunoaște viitorul, știe ce se va întâmpla. Diavolul uneltește. Diavolul face planuri. Ajungem la servici și dintr-o dată ne dă șeful sau știu eu cine o palmă din asta cu o chestie din aia care, nici la care nu ne așteptam și noi ne mirăm. Dar de unde vine, Doamne? Încerc din toate puterile. Uneltiri. Și folosește circumstanțe, folosește oameni, ne folosește pe noi înșine. Asta e cea mai tristă realitate, că uneori parte din uneltirea diavolului suntem chiar noi. Noi înșine ne facem rău. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului. Hai să înțelegem. Împotriva, și nu zice împotriva la niște îngeri, sau împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Ce înțeleg prin versetul ăsta? Când e vorba de copiii lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu, cei care și-au exprimat loialitate față de Dumnezeu, diavolul în uneltirile lui trimite căpetenile lui cele mai de încredere să-i biruiască, pentru că el știe că e nevoie de cineva cu rang să doboare un copil al lui Dumnezeu. Ceilalți, nu știu ce ranguri au ei, ce fel de... Aia care sunt mai dedesubt, sunt trimiși, băi, fii sigur că ăla care deja e acolo unde trebuie să fie, e al nostru, rămâne acolo, da? Dar când e vorba de copiii lui Dumnezeu, când e vorba de tine și de mine, căpetenile întunericului atacă. Mă cunoașteți și știți că eu nu predic în felul ăsta să speriu lumea, dar dimineața asta trebuie să citim pasajul. Și trebuie să acceptăm adevărul vulnerabilității noastre. Stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Asta nu în sensul ceresc în prezența lui Dumnezeu, că ei au fost izgoniți, dar în realm, pe tărâmul spiritual. Ăștia nu sunt doar niște oameni muritori. Bine, vor avea și ei, vor cunoaște sfârșitul. Dar au experiențe de mii de ani. Trebuie să terminăm, să ne și rugăm. De aceea luați din nou toată armătura a cui a lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Nu știu dacă ați avut zile rele săptămâna asta care a trecut, poate ați avut, poate nu. Dacă nu veți avea, vom avea și să ne ajute Dumnezeu să rămânem în picioare prin
purtarea armăturii. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu... De aia suntem aici. Lecțiunea, devoționalele, nu sunt doar chestii care le citim așa și ne întărim în adevărul lui Dumnezeu. Niciodată să nu luăm cuvântul ăsta sau cartea asta și discuțiile care le avem într-un mod ușuratic, într-un mod, hai să-ți arăt ce știu, adevărul ne încinge. Totul, armătura, e ținută la un loc de încingătoare. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Folosim expresia asta de foarte multe ori. Neprihănirea lui Hristos ne acoperă. Nu numai că ne acoperă ca să nu ni se vadă mizeria, că El ne curățește, ne acoperă pentru protejare. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. De ce picioarele cu râvna Evangheliei? Trebuie să o duci. Toată armătura, stimații mei, dacă nu simțim râvnă, să spunem și altora? Noi credem că e doar responsabilitatea pastorului, a prezbiterului și cel cu evangelizarea. N-avem toată armătura și vă reamintesc Achile din nou, da? La gleznă. Toată. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Sunt convins că fiecare dintre noi am simțit arsura săgeților celui rău. Nu doar că te lovește, nu doar că te rănește, te arde. Și știți ce se întâmplă cu ceva care pe piele arde? Lasă cicatrice. Atunci când te lovește diavolul, te lovește în așa fel încât vrea să lase urme. Și uneori urmele alea te ajung din urmă. Unele cicatrice, dacă n-avem grijă, fac puroi și se deschid iară, devin răni. Fără scutul credinței, nu vom putea face față. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului. Sabia Duhului. Îmi place tare mult expresia asta, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin.